V-aș zice bună dimineața, prietenii mei, dar deja e ora 11, iar eu la ora 11 fix am avut programare la dentist și anume la domnul Mike Altawell. Pentru ce? Nu pentru extracții de măsea de minte, cum ar fi trebuit, că mai am încă două. Ci la albire. I-am spus la Mike că-s pregătit, am timp. Și aș dori să-mi fac un sejur din ăsta de albire a dinților. Că oricât mă sfăl, pun și bicarbonat și lămâie și degeaba. Poate că am aur pe mine să trăm, nu știu. Numărul 18, nu-i funcționabil. Numărul 17. Mi-a zis mai codul, dar l-am uitat. Și mai bine să-l uit, că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva și nu sunt camere, eu sunt mai. Nu sunt camere, pot să fiu eu, fratele. Oricui, fratele tău, fratele tău, te găstrace prin cap, bă, oare lobo? Bară de tracțiune și-a pus Mike. Da, pe de fapt ce să vă pun eu, să așteptați să dacă și cum ați fi lângă mine, să suntem pe live și așteptăm să iasă mai. Pun pauză sau nici nu pun pauză, ies și vorbim în continuare. Poftim. Mi-au zis Mike să-i cumpăr țigări. No, să vedeți numai dacă n-am nimerit pachetul bun. Parcă sunt live cu voi așa. Așa mă simt acum și nici după comentarii. E mai gros. Ba, nu. No. Bun. Fiți atenți, sunt într-o situație delicată și anume foarte mulți dintre voi, foarte mulți tăt, îmi dați peste nas. Orice aș face, ori ăsta, îmi dați, încercați să-mi dați peste nas. Nu hai tabe, guguștiucii. E bine ca să nu mai îmi dați așa peste nas și să o enervați și îngerul meu păzitor. Până și îngerul meu păzitor, Trancanul, s-o enervat. Și-o zis, băi, lobo, până aici, ce te să râdă așa, tine, că scârție ușa, că mașină nu știu e care, că pui mei? O trimis cash-ul și-o zis, ia-ți mașină, lobo, tata. Ia-ți mașină. Pentru că, vedeți voi, chiar dacă nu am fost așa de vizibil în domeniu sau nu în domeniu, da, în lumea asta, online-ului, a influencerilor, chiar dacă nu am stat pe TikTok să fac războaie, să... îmi rup tricou, să fac atâți nimurugii, să mă bagiocorească lumea pentru bani, pentru ce fac ei acolo treaba lor. Chiar dacă n-am făcut toate astea, nu înseamnă că nu a fost o perioadă activă pentru mine și productivă. Drept dovadă, vedeți Instagram-ul meu și toate cele. Dar, întrebarea întrebătoare. Caut să-mi iau mașină. Inițial voiam un BMW. De ce BMW? Eu sincer cu voi. Pentru că bugetul meu nu e atât de mare să zic, bă, am 20-30 de mii de euro să-mi iau și un Audi, un Mercedes tare. N-am. Așa, cu bugetul pe care l-am, îmi luam un Audi, un BMW seria 3, seria 4, 2015-2016, e beton, e bun, oi, oi. Dar n-am găsit să-mi placă. N-am găsit cu dotări, n-am găsit culoare, n-am găsit interior, dacă avea interior de piele, nu avea dotări, dacă avea dotări, nu avea suficienți cai putere, dacă așa, așa, așa. Și, tă gândindu-mă, tă căutând, așa o da domnul de, a apărut Audi. Audi A4. Și asta și m-am gândit, bă, un A4 din 2014-2015, eu zic că e bun, de acum 5 ani, e bun. Numai, sincer să fiu cu voi, nu știu ce să fac dacă să-mi iau benzină sau diesel. Am avut diesel, am văzut că sunt stricăcioase, așa zice toată lumea. Bă, dieselurile sunt stricăcioase, trebuie
injectoarele, trei alea. Benzina, cu benzina n-ai treabă. S-arde și Doamne ajută. Asta spune lumea. Acum, nu știu. Nu mă gândesc neapărat la consum. Că e tot una. Consumă 7 sau consumă 10, 3 litri, 15 lei. S-adună, dar tot acolo. Așa că nu știu. Mi-a mai întrebat prieteni, mi-a mai întrebat pe unul altul. Am găsit Audi diesel din an 2017-2018 la bani de Audi benzină 2014. Nu știu. Trebuie să mă mai consult cu unul altul, să văd ce zice și mai, pentru că și el cunoaște lumea asta mașinilor cât de cât. Și nu știu. Vedem ce-a fi. Hai că așteptăm să iasă Mike și dăm pe el. După cum v-am zis, prieteni aici cu... Prieten, da, nu. Nu pot să ai Mike. Bun, din scurt, l-am întrebat pe Mike. Mike, dă-mă o propunere, te rog, eu frumos. Mercedes. Atât auzi, Mike. Mercedes, bă, Mike, benzină sau diesel? Mercedes. Mercedes. CLS, CLK, acum caută Mike și să vedem ce găsește. Un CLS pe aici, să vedem. Păi, ceva... Nu face o ofertă bună la ala tău. A? Dar tu n-ai știut ce s-a întâmplat cu ala meu? Nu. L-am făcut acvariu. Tu ai fost ala din Someș? Că n-am intrat particol. Nu, pe în Someș tu pot. Uite, l-am făcut acvariu. Cum, mama, n-ai făcut? Da, mă, acvariu. Adică l-ai pierdut sub apă? Da. Vreau să cresc pești. Nu! Jură-te că ai... La unde erai aici? Băi, muriți! La ora 6 dimineața. Uite-l pe Mike! În alb! Mike al tău, el a descoperit podul Calvaria, sau unde era aici? Atâta, până aici, după aia, dar cum ai reușit? Am crezut că era atâta apa, știi? Și pe când l-am băgat, era atâta apa. A, era mare. Și ți-o muri motorul? Da. Și l-am pornit de azi din nou și-o tras apă. Ai, n-ai făcut bine. Și ce s-a întâmplat? Acum e dezmembrată la Bogdan, nu o sucă. Aia, o sucă, trebuie lăsat. Oare are cineva nevoie uscător de uscător? Am vrut să care cineva uscător, dar auzi la Mike. Care aveți nevoie de un CLS, să știți că Mike are acum unul curat, lună și bec. Foarte curat. Deci filtrele is foio, lucioase. Bă, am găsit și o mașină, nu caută să-ți arăt, am găsit și o mașină care e tot așa. Nu, CLS, numai CLS. Păi nu găsești mașină, nu știu ce e ăsta de mașină, nu sunt atâtea mașini. Am găsit o mașină care a fost inundată, că ai adus vorba. Da, unde? Nu, ălea inundate. Mai ies bune. Depinde, hai să zic care e fara. Deci dacă dă toată tapiseria jos, ca și cum am făcut eu, am dat tot jos, partea electronică este ceva spray special de alor ăștia electronici, care îți curăță toată partea electrică, și după aia, fain frumos, o asamblează la loc. E ok, n-ai nicio treabă. E un exemplu, Mercedes-ul meu nu-i de vânzare. Eu am băgat în el bani de mamut. Așa. Foarte mult. Nu, no, dar eu, depinde, alte mașini, oamenii aici ce fac? Din momentul în care se inundă o mașină, o mărită repede, știi? Ca să scapă de ea. Că dă probleme pe partea electrică. Dar eu, de exemplu, în cezul ăsta nu vreau să-l vând, o să moară la mine mașina, că am băgat. Deci, câți bani am băgat în el, e mai mare decât valoarea mașinii. Dar oricum e tare Mercedes-ul ăla, e fain, așa, sport elegant, interior mai sport elegant și când o calci... Nu v-am arătat, dar e tare. Pe autostradă i-am dat 240, știi cum a mers. Da. Parcă stăteam așa comod, nu... La Ungur, la Ungur, unde nu-s restricții. Da, prin Germania. Sau Germania. Da. Nu, no, i-am dat tare și nu am avut nicio treabă, deci nici nu o creatinat pe drum. Dar eu am și modificat foarte mult la gen, la cauciuc, deci mi-e subțiri cadran. Fai, ce bătăi de capă, e cu mașina asta, prieteni, deci când îți cauți o mașină... Nu trebuie să te doare capul, e foarte simplu, te duci pe Mercedes și la revedere. Te duci pe Mercedes? Nu mai ai probleme de cap. Mercedes e a treia mea opțiune, e Audi, BMW, după aia Mercedes, că n-am bani de Mercedes.
Da, să nu, dar chiar pe bune, ia-ți un motor de tren, e mare să fie, nu îți ia motorul, nu că diesel. Sau diesel sau benzină, nu-i bai. Deci, ascultă-mă, eu știu de ce zic asta, pentru că cu motoarele mici, te apucă nervii. Că? Când vrei să intri în depășire sau vrei să... Eu mi-au cu 200 și ceva de cai. Bine, da, no, 200 trage. Și ceva de cai. Și dacă caroseria e grea, ce te-ai făcut? Păi trage lupoica cu 140 și intru în depășiri și e bine, știi? A, păi mai, e mai mică asta, caroseria, e mai, subțire, e mai ușoară. Eu habar n-am acum cât scrie putere pe ea, dar eu când am călcat-o, dar știi cum merge, în dragi. Păi e sărmăsare, la mine ies lupi. Nu trebuie să te iei o mașină slabă, totdeauna, orice mașină o iei, o iei de la motor de 2000 în sus. Astea pentru economie, ce de fabrică ei, și da. Astea... 1.6, 1.8, 1.8. Acest de copii, în primii jucării. Îți trebuie o mașină... Am vrut să-mi iau prima dată benzină 2.8. BMW. 4.28, 3.28. Benzină, da? BMW-ul vezi pentru... BS3. Bad boys. Da. Nu-s bad boys. E mașina iute, știi? Da. E mașina iute. Eu, exemplu, gata, m-am îmbătrânit, nu mai e ca și mine. Eu sunt gangster cool, mă, eu nu sunt bad boy sau rău. E Mercedes sau Audi, mi se potrivește. Deci eu, pentru mine, eu știu de ce zic asta, pentru că m-am îmbătrânit. Eu mă uit deja după chestii mai... Dacă mă enervez, am călcat-o și am plecat. Da. Și în același timp și să fie comod. Pe exemplu, hai să zic. Tu petreci în Cluj foarte mult timp, unde? În trafic. În trafic. Bun, îți trebuie o mașină comodă. Da. Mai ales, de exemplu, te duci să ai o întâlnire sau ai... Îmi iau un șaran direct. Eu dacă e după mine, aș băga GMC. Dar aici umblu numai doar pe ambele benzi, că e o bandă. Cu ore din America. Dar aici n-ai cu cine. Am gustat străzile din urmă, că face oraș pentru pietonul, pentru mașini. Și oricum, eu mă învăr mai mult, adică fac și drumuri, dar mă învăr mai mult în oraș. Și dieselul prin oraș, subturat și așa, nu prea bine. Eu, cum să spun, am... Polemici, dragilor, polemici. În oraș n-am o problemă. Acum dacă îi să mă gândesc la o mașină, da. Aș lua pentru oraș un SLK, ăla... Mercedes-ul decapotabil, știi? SLK. Numai să bată pletele, bam, bam, cămășuță de in albă, rozarul e rozar. Nu are de... E și micuță, da. E micuță pentru oraș. Și elegant, tot. Nu știu, dacă aveți cumva ceva sugestii, prima pe listă e Audi A4, motor de 2000, TFSI. Nu știu, dacă cumva... aveți sugestii sau dacă știți, ați avut mașină de genul și păcătoasă, vă rog să mă lăsați în comentarii. Și la fel și sugestiile, bugetul meu e undeva la 15.000, n-aș da mai mult pe mașină. Nu-i momentul, nu-s eu în poziția în care să dau 20-30.000 acum. 15.000 merge. Nici nu are rost să dai într-o mașină mai mult. Și vezi că nu vând pe lupoaică. Da, nici nu are rost să, cum să spun, să investești atâția bani într-o mașină. Uite-te, eu acum, dacă trebuie să gândești și logic. Dar aici, noi în România, trăim în lumea fanatismului. Da, deci, e adevărat. La oameni, dacă descrizi frigidere, găsești frigidere goale. Și nu înțelegi, pe uite-te, asta v-am zis și eu, mă. Pe priată, eu mi-am luat apartament și pe aia mașină. Mi-am luat apartament, lumea zice, bă, n-ai mașină. La ăștia prioritară e mașina, nu unde să dori sau unde să ăsta, mașina să fie cât mai tare. Deja bă, cum zici tu, frigiderul e gol, jebele-s gole. Mașina să fie tare. Băi, omule, vezi de familie, de casă, să fie casă plină, primul pe rând. Nou? Să ai ce mi pune pe masă și după aia gândești la răsfăț. Mașină. Păi? Nu, îmi iau mașina tare să aibă oamenii impresia că vai de mine cine e. Ești un nimic, mă. Din momentul în care frigiderul e gol, ești un nimic. Vezi de casă, de familie și după aia... Mergeți pe la Carrefour, pe la Profi, băgați salam, brânzeturi de ele, umpreți frigiderul și după aia, nu mai. Ne lăfăim prin A8-uri și... Ai văzut vreodată un... Că vorbim de A8, de intra Mihai, leșinat!
Am mască, ne lăpăim prin A8-uri din Saporo Gabi. Din Mihai care o A8-uri, eu încă pica. Aia nu-i mașină. Aia nu-i mașină. Aia e ceva balenă, Dumnezeu ce e. Top. Tot e bune. Vă las feliz, e întâlnire grea, e întâlnire grea. V-am arătat și vă mai arăt de 100 de ori, dacă vin la mic, de 100 de ori o să fiu uimit de acest aparat. Hai că n-am zâmbetul chiar așa, dar vedeți, am nuanța aia mai gălbuie și aia nu-mi place. Aia nu-mi place. Ia uitați ce e aici. Instrumente grele, nu vă pot arăta, mi-a fost încredințată această telecomandă pentru a facilita ieșirea lui Gabi de la Viper. Pentru a facilita ieșirea lui Gabi de la Viper. O să mă sună. Opa. Dar oare prinde de aici? Ca să nu mai zic că mi-am luat botoșei în picioare și să nu murdăresc. Vedeți ce aparatură are? Mai, nu vă pot arăta, eu numai așa din trecere. Am fugit. Nu, că numai trebuie să-i deschid la... Dar stai, că el acum a intrat. O trecut o mașină, n-ai văzut? A, da, uite-l, da. V-am zis, am misiune grea, prieteni. Băiatul cu bariera. S-a deschis? Nu știe ce la 7 de seară. L-a programat de seară. Nu știu ce canale, trebuie să... 3 la număr, 3 canale și wow, nebunie. Eu scap ușor. Numai și mie mi-a zis, Mike, bă, vezi că tu cam... Ai uitat de măseaua de minte. Și are dreptate. Am cam uitat de măseaua de minte. E bine. Oare, dar aia ce facem cu ea? Care? Aia, nu-mi scoate de aici. A te lăsa și lasă acolo. Aia, hai să o scoate. Bă, chiar de unde vin. Aia. Ce vreau? Bă, chiar de unde vin, hai să o scoate. Nici nu te lia, nu o țin în oare. Dar știi că nu te lia, n-a iesut din ăsta. Bun? N-a iesut așa, a arat. Da? Depinde. N-ai văzut pentru că e scump pentru România și nu prea mult îl cumpără. Ești că e mașina aia, e sărat. Așa fost eu. O piesă scumpă nu prea se cumpără de obicei. Corect. Și mai ales când ești atelier și original. Ce opțiune mai că mai cu mine, mă? Da. E prea sărac să cumpăr de două ori. Corect. Nici nu, fiți atenți, așa vorbesc. Așa vorbesc ca să vă arăt finalizarea. De ce râs când ai auzit de finalizare, Mike? E un sos foarte gelos. Mă sună pe nevastă asta. De 50 de ori în timp ce e la stomatolog. Și după aia, al cincelea și unul din oară, ia stomatologul telefonul și răspunde: acum scuipă, am terminat-o! Stai seama la... Să nu știe că e la dentist, unde scuipă! Bă, mie, mă! Deci, prieteni, ia uitați aici! Și primul număr! Primul număr! Mai urmează. Da, să vede. Fai, ce rău e să stai cu aia ce ține gura. Cum se numește aia de plastic, garnitura aia? Cum? Optra-ghe. Ștefan Ghe. Ce rău e să stai mai mult. Am stat vreo oră și fai, așa îmi simțeam gura. E cea mai enervantă parte. Aia și injecția. Bun, prieteni, am terminat, dar n-am cum să vă bag mai mult lumină. Am terminat cu Mike. Ia uitați.
aici la lumină naturală. Naturală. Mm. Și nu numai aia din față. Vezi? Mai trebuie să merg. Nu știu să-i curând că de câte ori, dar o ședință nouă. Și mi-s perfect, perfect dinții, pentru că eu nu vreau să mi fac ca și, de exemplu, la fațete. Știți că sunt tipurile alea de fațetă, alb perlat, de parcă sunt pastile Orbit. E urât. Pentru mine. Ce-i frumos, ce-mi place mie, nu trebuie să-i placă și la altul sau așa. Dar din punctul meu de vedere, nu. Prea urâte, așa alb. Și la fel și dinții, să-ți faci albire, să ți bagi la maxim albul ăla, să-ți bagi la maxim albul ăla, nu-i deloc estetic. Arată fake. De aceea, aine încă dau o ședință, îi mai dau un pic de apă cu bicarbonat și lămâie, mă spăl pe dinți și țiplă. Mă duc să mănânc eu ora 4 și n-am mâncat nimic. Am fost la sală, am tras de mine, dar dacă nu mănânci, n-ai cum. De aia, când vă treziți, primul lucru, mâncați. Copiii care vă uitați la mine, știți că vă zic părinții, trebuie să mănânci ca să crești mare. Ei bine, 100% e adevărată vorba. Poți să folosești ce vrei tu, proteine, creatină și tot ce vrei tu. Mă, trebuie să mănânci. Te trezești dimineața la 8, mănânci. Mai mănânci la 11, mai mănânci la 1, 2, mai mănânci la 5, mai mănânci la 8 seara și aia e. Cui permite timpul, bineînțeles. Da, dacă vrei să crești și să te dezvolți, ritmul ăsta te susține. Dau o fugă până acasă să fac un duș, după care o să merg la bunica mea și mai am eu una alta de rezolvat. Dar, prieteni, cam atâta pe ziua de azi. O să mă concentrez pe finalul zilei. De fapt, trebuie să dau câteva telefoane în Germania, aici, în țară, pentru că v-am zis, îmi caut mașina. Nu o schimb pe lupoică, că nu o vând. Îmi caut mașina și apoi văd eu ce fac. Dacă aveți ceva sugestii, sunt cel mai fericit. În suport țin telefonul, mai că eu țin suportul cu mâna, ca să nu pice. Trebuie să-mi cumpăr alt suport. Vă pup, haita mai frumoasă. Pa, pa.